Profit Point. Educația înseamnă profit. Numele meu este Dău Hoștină. Deja a ajuns la aproape 50 de ani, la o jumătate de secol. Aștept cu interes următoarea jumătate. Activez în zona financiară, nu neapărat cea despre care discutăm acum, dar domeniul economic în sine nu mi este străin, dimpotrivă. Am absolvit studii economice, studii superioare și de master în zona financiară. Nu bancară, nu de piață, dar evident tot ceea ce am făcut până acum mi-a facilitat înțelesul anumitor fenomene economice. Poate spre o deosebire de cineva care vine din afara zonei financiare, dar nu e o condiție, nu cred că e o condiție. Am văzut și am avut colegi, amici care s-au descurcat în industria asta mai bine decât cineva care a studiat domeniul economic. Am încercat chiar să-mi explic de ce, pentru că am observat, de exemplu, oameni din zona tehnică foarte relaxați în piață, ceea ce inițial m-a surprins. După aceea am făcut eu așa niște aprecieri personale și cred că un om de pregătire tehnică, cum e, de exemplu, băiatul meu, care e și el activ de ceva timp în piață, se descurcă în industrie și în zona asta pentru că au o gândire foarte bine construită, foarte logică, structurată. Ceea ce e nevoie să recunoaștem în piață, e nevoie de așa ceva. Ori un absolvent de economie, să nu se supere colegii, uneori pot să se piardă în anumite privințe și să divagheze. Da? Mi se întâmplă și mie. De asta vorbesc în cunoștință de cauză. Deci e o piață liberă pentru toată lumea, ca să tragem așa o concluzie. M-a recomandat un prieten, pentru că a fost o chestie absolut întâmplătoare, nimic pregătit dinainte, și am aflat de programul vostru de la un prieten care este practic implicat în acest program și mi-a povestit despre ce faceți voi. Eu fiind deja implicat de o manieră amatoristă în tranzacții, considerat că e momentul să ridic nivelul. Da, să ridic și tacheta, lucru pe care l-am și făcut ulterior. Am ales o variantă pe care eu am considerat-o cea mai confortabilă pentru mine personal. Da? Am ales o variantă de pregătire individuală. Practic, referindu-mă aici la mine și la băiatul meu de care spuneam, care are 21 de ani acuși, și am vrut să trasez o linie din educațională din punctul ăsta de vedere, atât pentru mine cât mai ales pentru el, pentru că nu cred că mai putem vorbi în zilele astea de aceste lucruri, de piețe financiare, de educație economică, fără să începem din timp. Veneam pe un fond în care eu mă mișcam, da, cu tranzacțiile pe o piață, pe platforma XTB, unde făceam lucrurile de o manieră amatoristă. Mă simțeam în stare să intru în piață, să intru în tranzacții, lucru pe care l-am și făcut. E nevoie de puțin curaj ca să faci lucrurile astea. Am alocat un fond, am plecat la drum cu un fond pe care eram pregătit să dispun de el în orice manieră. Da? De la a-l dubla sau tripla până la a-l pierde complet. Lucru care mi se pare destul de important. Eu venisem cu o abordare pe termen mai degrabă mediu spre lung. Da? Pentru că eram orientat mai mult spre titluri pe piețe de tranzacționare a acțiunilor și eram mai degrabă orientat spre capitalizare, spre un beneficiu calculat la un an, doi, trei și așa mai departe. Ori cursul și pregătirea cu Profit Point mi-a arătat mai degrabă fața cealaltă a investițiilor pe termen scurt, a fructificării unor oportunități pe piață, în care apar și sunt acolo în orice moment. Cred că asta e lucru pe care, nu că nu-l știam, dar mi-a fost mai bine prezentat. Obișnuiam să mă uit, ia uite, a crescut o anumită
pereche sau și-a schimbat evoluția o anumită pereche valutară sau un anumit titlu, am pierdut ocazia asta. E un mod de gândire neproductiv, deficitar chiar, pentru că oportunitățile sunt permanente. E important să le vezi. Iar cursul vostru mi-a arătat lucrul ăsta. Intuitiv, unii poate au intuiția asta, sunt convins că o au. Eu nu pot să zic că n-am avut-o, dar un asemenea curs te aranjează mai bine, te poziționează mai bine în piață și îți deschide niște ochi. Strict ca și opțiune personală, în continuare aș opta mai mult pe direcția investițiilor pe termen mediu versus investiția pe termen scurt, dar cred că un balans între ele până la urmă e chestia cea mai bună. Nu conservatoră nici într-un caz, mai degrabă spre profilul de risc, de asumarea riscului. E adevărat că piața uneori te educă, îți atrage atenția. E un ring de bell acolo care te educă și te așează într-o poziție corectă până la urmă. Pentru că riscul e o chestiune pe care trebuie să o asumi, dar pe care trebuie să o calculezi. Și cred că în asta stă totul. Iar abilitatea de a calcula riscul nu vine intuitiv, nu vine așa din aer, e nevoie de pregătire. Voi asta ați făcut. Eu aici am văzut câștigul cel mai mare din curs, abilitatea de a-ți calcula riscul, de a-ți-l asuma în cunoștință de cauză. Tentația de a intra în piață o am avut-o, de a intra pe feeling și pe sentiment, este mare. E foarte mare. O am și acum, recunosc, dar abordarea asta ți-o educi cu voi. Cu exercițiu, cu experiență, pierderea e o experiență în sine, pe piață, din care se pot trage niște semnale, niște învățăminte, dacă ești dispus să le iei în calcul. Răspunsul la întrebarea asta stă puțin altfel, pentru că eu am luat un pachet individual în care am inclus mai multe programe. Am intrat direct în această pregătire individuală, fără zilele gratuite, dar evident și în programul ăsta individual am luat-o de la zero. Da, e clar, prețul n-a fost unul mic, având în vedere configurația pachetului. Eu am văzut-o ca o investiție în mine și în familie, până la urmă. Iar trainerul Vali, dacă despre el vorbim, a ținut să-mi spună de la început că ceea ce plătesc acum se va regăsi foarte curând în ceea ce se va realiza pe piață. Lucru care practic s-a și întâmplat. Deci privind retrospectiv acum, dacă aș ști ce știu acum, n-ar fi trebuit să stau deloc pe gânduri. Dar nu știi niciodată ce urmează și atunci e firesc să-ți pui probleme, să-ți faci un calcul, până la urmă e o investiție de la care aștepți ca orice proiect de tipul ăsta să se întoarcă banii. Poate o să pară o comparație banală, da? Dar între a investi într-un televizor nou și care poate să coste cel cu diagonala cea mai mare, cum se obișnuiește, și a investi într-un curs, diferența nici nu merită pusă în discuție. Niciun dubiu în momentul ăsta în privința raportului investiție-rezultat. Da? Iar în privința prețului calitate, nici aici nu e nimic de dezbătut, pentru că așa cum am pregătit pachetul împreună cu Vali și cum s-a derulat el, a fost exact ceea ce aveam nevoie. Vali a avut grijă să o ia de la zero, lucru care în primă fază mi s-a părut inutil, da? Chiar frustrant. Da? Eu care veneam cu 20 de ani de experiență în finanțe și, ok, poate puțin plimbat printr-o piață, mi se părea frustrant să mi se spună din nou ce înseamnă o linie de trend. Dar Vali a zis, nu, o luăm metodic de la zero, pentru că construind în felul ăsta lucrurile, construind cărămidă cu cărămidă, se vor regăsi la sfârșit toate avantajele într-o formă mai bine
formată. Da? Lucru care s-a și întâmplat. Deci trebuie răbdare. Trebuie răbdare cu toate elementele teoretice, practice. La un moment dat le regăsești. În piață îți aduci aminte de lucrurile astea și spui, bă, dar stai că eu am făcut chestia asta cu Vali sau cu altcineva și n-am ținut cont de ea. Dar la următoarea tranzacție știi ce ai de făcut. Sunt câteva elemente clare de care are nevoie un investitor. Am fost tentat să pun pe primul loc curajul, dar aș pune pe primul loc disciplina. Disciplina este cea care asigură respectarea unor reguli pe care ți le impui în mod constructiv și asumat și ar trebui să fie drumul care te duce la rezultat. Disciplina e calea, drumul care te duce la un rezultat, chiar dacă pe parcurs pot să intervină minusuri, dar disciplina e un element care poate garanta succesul. Da? Emoția este cea care îți poate tăia din reguli și lăcomia. Cred că lăcomia e dușmanul cel mai mare al disciplinei și al tău personal. Da? Și nu numai aici. Nu cred că doar aici în zona asta. Am pornit și eu cu lăcomia la drum și cu un curaj care venea dintr-o experiență pozitivă. E adevărat, apărută pe un fond și pe o piață în creștere, lucru care mi-a alimentat dorința de a și de a mă pregăti mai bine și de a îmi diversifica portofoliu, de a mări fondul de investiții chiar. Asta solicită puțin curajul, pentru că până la urmă trebuie să iei un fond dintr-un buzunar și să-l muți într-altul, lucru pe care îl facem oricum în mod obișnuit. Deci am plecat cu curaj la drum. Experiența personală de dinainte de Profit Point asigura suportul ăsta și, din păcate, aș zice, chiar cu curajul ăsta a venit și dorința de a vedea cum vin, cum se strâng banii, cum marchez profiturile din ce în ce mai mult. Deci puțină lăcomie a apărut acolo, a scos capul. Și lucrul ăsta s-a terminat în momentul în care piața se așează. Veneam după un trend ascendent puternic, piața întotdeauna se așează și revine, își caută echilibru. Și atunci, dacă nu ești atent și nu aplici ceea ce ai învățat sau ai aflat într-un curs, capul care l-ai scos ți se taie. Lucru care mi s-a întâmplat și mie. E un pitic acolo în creier care te împinge să faci niște lucruri și aici din nou ajungem la disciplină, da? Și la modul în care piticul poate fi stăpânit. Pentru că, repet, mie mi s-a întâmplat. Da, am intrat în tranzacții calculate greșit, tocmai pentru că mie mi se părea că n-are cum să nu se întoarcă piața. Acest n-are cum, n-ar trebui să facă parte din vocabularul nostru, ar trebui eliminat, pur și simplu. Când te trezești spunând n-are cum să nu se întoarcă, înseamnă că ești deja pe un drum greșit. Iar Vali ne-a învățat lucrurile astea. Sunt instrumente de la cele mai simple de calcul al de administrarea riscului, da? De calcul, de semnale de intrat în piață și acoperirea prin cele două tehnici, instrumente, cum vreți să le spun, de bază, un stop loss și un take profit, care te fac să chiar să doarmi liniștit. Și apropo, aș menționa chestia asta pentru că în momentul în care am început să folosesc take profit și stop loss, încă aveam emoția de dinainte. Oare ce se întâmplă peste noapte? Și la modul cel mai serios mă culcam cu gândul la tranzacțiile mele. Oare ce or face? Ceea ce nu e ok. Dar cred că oricine începe cu lucrurile astea n-are cum să le evite senzațiile și emoțiile astea.
Eu mă culcam cu tranzacțiile în gând, până când am constatat că există un mod de a manageria senzațiile astea, pur și simplu intrând în tranzacții, calculând, făcând o administrare a riscului și cu experiența, din nou, presupune experiență, poți considera lucrurile astea absolut normale. Și am regăsit cu ocazia asta cuvintele unui speaker de renume, Kiyosaki, Robert, care are și el programe de pregătire. Doar ascultându-l pe diferite podcasturi, ne spunea banii pot lucra noaptea. Și mă întrebam cum lucrează banii noaptea. Și am aflat. Eu am avut o chimie aparte cu Vali, care s-a format în timp. Nu ne cunoșteam, nu știam unul de celălalt, sau eu nu știam de el, cu atât mai puțin el de mine. Am pornit la drum ca relația profesor-elev, mai ales că eram doi elevi în clasă. Chimia s-a format din două motive. Unul, pentru că modul în care au fost prezentate elementele de curs au fost foarte la îndemână. Veneau pe un mod de gândire accesibil, cred că, aproape tuturor. În al doilea rând, în afara elementelor de tehnicalitate, de pregătire tehnică, da? Vali a avut grijă să ne pregătească și psihologic, să spunem. Lucru care mi se pare esențial. Pentru că un instrument, trasarea unei linii de trend, suport și așa mai departe, ți le poate arăta oricine și sunt mii de cărți pe care le citești și ai aflat cum funcționează lucrurile astea. Dar un curs îți oferă dialog, îți oferă posibilitatea să interacționezi punctual pe ce înțelegi, pe ce nu înțelegi, pe grafic, pentru că lucrurile s-au întâmplat efectiv în piață, cu ecranele în față, pe versiuni demo, e adevărat, dar totul se întâmplă acolo, în mod real. Și feedback-ul este esențial, pentru că experimentezi, tu ca student, experimentezi, te lansezi în tranzacții. Dintr-o carte nu poți să afli un feedback pe care îl faci pe un demo. Dintr-un curs de genul ăsta, în schimb, în mod evident, o să-l afli. Pentru că a venit vorba de comunitate, acolo ne-am regăsit colegi, amici din comunitatea asta, fiecare venind cu experiența personală. Am ajuns să ne cunoaștem prin prisma unor experiențe personale, unele incredibile, și mă refer evident la experiența pe piață. Piața financiară este una riscantă, care pot duce lucrurile și într-o zonă inconfortabilă din punct de vedere financiar. Lucru pe care câțiva din colegii noștri l-au povestit, dar lucrurile nu s-au oprit niciodată aici, cel puțin atât cât i-am văzut colegi. Au revenit, au ajuns de unde au plecat și mai mult de atât. Lucru care pe mine m-a impresionat. Pe mine personal, încercam să mă imaginez într-o asemenea postură în care să pierzi 80% din fonduri, rămâi cu un 20% care, după cum știm, nu ți oferă o margine confortabilă să intri în atâtea tranzacții câte poate ți-ai dori, dar disciplina și răbdarea se pare că au condus înapoi acolo unde s-a dorit. Profit, succes și educație pentru succes. Nu, o să spun ceva ce gândesc tot în urma experienței personale. Pentru că, deși nu e indicat să ai regrete, pe moment mie mi-a părut rău că a trebuit să aștept atâția ani să mă pregătesc de nivelul ăsta. Lucrul ăsta aș fi putut să-l fac mult mai devreme, ceea ce mă bucur că am făcut-o pentru băiatul meu cel mare. O să-i vină rândul și următorului. În mod evident o să-i vină rândul. Are 15 ani. S-ar putea să nu fie devreme nici acum, dar e nevoie de puțină maturitate până la urmă. Iar aici fiecare individ își construiește propria maturitate. Iar cu copiii trebuie să avem puțină răbdare. Dar nu e devreme, în mod sigur, nu e devreme niciodată. Mie nu știu ce mi-a lipsit. Obișnuim să ne ocupăm timpul cu o mulțime de lucruri care le credem importante. În cazul meu, între ghilimele, eu n-aveam voie, da? Prin pregătirea mea profesională și background-ul meu educațional, n-aveam voie să aștept nimic. Dar, din nou, nu vorbim de regrete aici, pentru că nu e cazul.
În schimb, nu ai de ce, nu ai voie să aștepți nimic, pentru că piața se mișcă, oportunitățile sunt acolo și efortul mie mi se pare rezonabil, efortul de care ai nevoie, atât de timp cât chiar și cel financiar, ca să intri într-o asemenea acțiune. Da? E o investiție pe termen lung, iar investițiile pe termen lung își arată avantajele inevitabil. Nu e un singur răspuns aici. Fiecare are un motiv și o scuză pe care ajung să-și o construiască și să amâne un lucru care nu merită amânat. Dar programul meu de lucru în afara pieței e unul foarte intens. Da? Vorbesc din nou de mine. Și poate fi un motiv, da? În momentul în care petreci în jobul tău sau în afacerea ta un anumit timp, să consider că efortul celălalt e prea mare. Dar nu e așa, poate fi un efort pe care să-l resimți în faza inițială, de timp, de înțelegere, de memorare, de experiență pe un program demo și așa mai departe. Dar asta nu poate să dureze mai mult de, hai să zic, aș aprecia eu, 2-3 luni în care să începi să te simți ok. Judecăm de multe ori lucrurile prin prisma așteptărilor. Și așteptările uneori sunt nerealiste, iar asta ne face să renunțăm sau nici măcar să începem un lucru. O așteptare realistă probabil ne-ar da ocazia să apreciem lucrurile la realitatea lor. Și atunci, efortul de care suntem dispuși să-l facem ar avea sens, ar avea mai mult sens într-o așteptare rezonabilă. Și din nou vorbim de timp, da? De marcarea unor profituri, a unor rezultate. Eu am avut răbdare cu lucrurile astea. Da? Și le-am privit prin prisma, repet, a efortului depus în educație, o investiție pe termen lung, mediu cel puțin, și când privești lucrurile așa, n-ai cum să crezi că nu merită. Asta e recomandarea mea. Și într-o afacere când intri, da? Și când îți deschizi un magazin de la parterul blocului, ai nevoie să văruiești interiorul, să faci stocul, să pui marfa pe raft, să afle lumea de tine. Și convingerea mea e că la fel stau lucrurile și în privința asta. E o afacere până la urmă. Și atunci evoluția poate fi pozitivă și peste așteptări. Amândouă, cum fac eu, n-aș renunța niciodată la tranzacționarea manuală, pentru că e un contact cu piața de care ai nevoie. Atât tehnic, cât și fundamental. Da? Ca să folosim termenii din domeniu. Dacă te lași doar pe tranzacționarea automată, riști să pierzi acest contact și nu cred că e ok. Deci, tranzacționarea manuală e obligatorie, e un must. Tranzacționarea automată e o chestie și de percepție. Am auzit păreri pro, păreri contra. Din nou, e o experiență pe care trebuie să o trăiești ca să o înțelegi, cu atât mai mult cu cât și aici lucrurile se pare că evoluează tehnic, da? Din punct de vedere al modului de a programa lucrurile astea, de a le automatiza. Sunt sisteme care acoperă riscurile, care pot fi pregătite să intre în tranzacții lacăte care să diminueze riscul. Sunt și roboți care probabil fac un singur lucru, îl repetă forever, până când te poate prinde o cădere pe piață, te poate lăsa cu chiloții jos. Realist vorbind, cred că o mare parte sau cea mai mare parte a pieții are o componentă automatizată în spate, iar evoluția inteligenței artificiale, programe neuronale și așa mai departe, nu le cunosc din ce am discutat cu diverse ocazii, vor duce la tipuri de tranzacționare pe care probabil astăzi n-avem cum să le estimăm, să le știm. Dar nu vorbim de tranzacționare instituțională aici, vorbim de noi,
ca investitori, persoane care putem fi acolo în piață. Tranzacționarea manuală rămâne instrumentul cel mai la îndemână pentru oricine și care se consolidează poziția ta ca investitor. Asta e crezul meu. Așa cred că stau lucrurile. E frumos să pui un robot în funcțiune. Am făcut-o, mă compar aici, de exemplu, din nou cu băiatul meu, care evident vrea să pună un robot în funcțiune. Eu îl încurajez, în schimb, să nu se lase 100% în seama roboților, pentru că nu e logic, nu mi se pare ok să lași totul în seama asta, oricât de apetisant e, mai ales pentru cineva de 21 de ani. Visul oricui. Profit Point. Educația înseamnă profit.